Eu tot mă învârt în jurul acestui subiect și mă enervează, pentru că pe mine mă enervează când ceva nu funcționează. Funcționează, dar ca într-o țară din lumea a treia, adică noi adunăm mai multe peturi decât avem angajamentul nostru, dar pentru că acest producător de răcoritoare au făcut sistemul că ar trebui să plătească mai mult dacă n-ar demonstra că reciclează. Da, foarte curios. Am fost în Statele Unite acum cu ședința aceasta al Organizației Naționale Unite, cu ocazia acestei președinții, și am fost la o fabrică, m-au invitat, unde incineriază. Deci, New York-ul n-are, de exemplu, niciun o groapă de deșeuri. Nu are. Transportă ori în altă parte gunoiul, ori au două fabrici din acestea incinerătoare care bagă gunoiul neselectat, 90% și este ecologic, deci nu am fost acolo și am văzut, 90% sunt folosite pentru energie și 10% fac, știu eu, ceva cărămis pentru construcții. Și mi-am pus întrebarea, bun, și atunci, că mi-au spus trei fabrici din acestea a rezolvat în România tot gunoiul din România. Sunt în discuție cu colegii, pentru că am încercat să-mi explice că nu, că trebuie neapărat să demonstrăm că, vă spun, eu sunt un novice aici, dar mi-am pus întrebarea, bun, și dacă duci tot gunoiul, îl arzi conform regulile ecologice, mai și face energie, da, deci bun, deocamdată, evident, atunci când vom avea aceste sisteme integrate de deșeuri finalizat în 2014, sper, în toată țara, atunci vom avea un sistem modern de selectare, de colectare selective. Până atunci încercăm și noi. O să pornesc în 3.000 de școli, sper, în toamna inițiativă, vom da pe gratis acele mecanisme de presare a peturilor. Discut săptămâna viitoare sau peste două săptămâni cu lanțurile mari de magazine să încercăm și acolo. Eu nu înțeleg un singur lucru și are și eu privesc poate prea simplist. Dacă în comunism, nu să sunteți prea tânără, dar în comunism, dacă te duceai și pentru sticlă primeai 25 de bani sau cât primeai, da? Și era unul, spuneau că cel mai bogat om din Târgu Mureș, era unul care avea un depozit mare. Și evident, fiecare cu sticla, cu ciubucul, cu nu știu ce. Bun, dar atunci de ce nu se poate? Deci de ce nu pot eu să mă duc și să fiu cointeresat? Trebuie să rezolv, să am depozite, să duc la reciclare și cu asta basta, nu? Cum spune un concier național, da? Deci încerc să lămuresc problema. Sunt foarte multe reticențe și eu cred că e lipsă de organizare. Și problema, vă spun unde e veriga slabă, la autorități locale. Deci ei au din 2005 obligația și atunci se supără când venim cu amenzi. Deci sunt orașe mari unde nu se face nimic. Sunt orașe mari unde nu se face nimic. Poftim? Da. Nu vreau să dau un exemplu, un oraș unde spune lumea că eu, știu, am ce am cu autoritățile locale. Sunt mai multe orașe și în Ardea și în altă parte, de exemplu Târgu Mureșu sau alte orașe, dar depinde de edilii locali, deci depinde de cei care sunt acolo și acum vom înăspri legislația, vom avea criterii de performanță care vom analiza. Și trebuie să înțeleagă că nu e ceva sofisticat, pui acolo containere, omul nu e adevărat că nu e receptiv, nu e adevărat, omul e receptiv, cetățeanul e receptiv, dacă are condiții. Dacă nu are condiții, aruncă pe unde poate. Și când ar putea să intre în vigoare măsurile? Păi deja avem în 20, acum cred că deja a trecut termenul, trebuie să iau la rost până când au trebuit să îmi elaboreze hotărâre de guvern și schimbarea legislației și dăm drumul.